fără taxă auto. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, susține că se caută alte variante pentru anul viitor. Teodorovici a declarat în cadrul unei emisiuni TV că poartă discuții cu Ministrul Mediului pentru a vedea care sunt cele mai bune soluții. Pe partea de poluare de taxe de mediu, aici este o discuție pe care Ministerul Mediului o poartă cu cei de la Comisia Europeană pentru a vedea exact ce anume, cilindre, partea de euro, partea de poluare, aici este zona. Noi, în schimb, am propus o variantă foarte utilă, astfel încât să nu venim cu o nouă taxă pentru români. Asta este o propunere pe care am discutat-o deja cu doamna vicepremier pentru a găsi cea mai bună formulă, astfel încât să nu mai venim cu o nouă taxă. Deci, lucrurile sunt separate, dar sunt în discuții și în analize la nivel de guvern. Ministrul a dat ca exemplu Bulgaria, unde se înmatriculează foarte multe mașini și a precizat că noile măsuri vor fi gândite în așa fel încât cei care acum merg în această țară să fie avantajați să vină în România. Teodorovici a precizat și că până la finalul anului se vor plăti taxele auto care trebuie restituite.